cum era aia, tații de familie. Tații de familie. Cei mai chincă tați de familie din lumea lumească, vorba lui pisică mea, Ilinca. Sunt, să se ducă sunt să la Berlin, în Prenzlauer Berg, să vezi acolo tați de familie. A, deci e bine că nu sunt, sau nu e bine pentru noi că nu sunt. Urmează Georgiana, cea care face ravagii printre tații de familie. Una mai frumoasă ca cealaltă, una mai sexy ca cealaltă, una cu o poveste mai interesantă decât aceleilalte. Bună seara, Georgiana! Bună seara! Ei, bine! Am zis eu cuvântul că aștept poveștile tale de fiecare dată. Am luat un tic și nu mai știu unde. Care-i ticul? Ei, bine! Nu știu. Bun, se zvonește că o controversată concurentă de la Bravo I Steal, sezonul 8, a plecat în secret să se consulte cu oracolul din Delphi. Ea își dorește să pornească un război împotriva unei alte concurente, dar se întreabă următoarele. Îi va fi afectată imaginea în online? Ce părere o să aibă fanii despre asta? Și cum va fi primit războiul ei? Care vor fi reacțiile? Care vor fi taberele? Exact. Nu știu cum, în schimb, în momentul în care ajunge acolo, își dă seama că celebrul oracol este de fapt o femeie. Și încep discuțiile. Dar de ce nu-ți place ținuta mea? Dar de ce nu-ți place de mine? Dar de ce o placi pe cealaltă? Dar de ce o susții pe cealaltă? Eu mă duc acum să le împac, nu cred că o să pot, au personalități puternice, plus că eu în secret țin cu grecoaicele. Deci... și dacă mă întreb, cred că intervii și tu în discuție și te prinde și pe tine. Păi și cine dar e concurenta? Cine e? Asta. Cine păi e concurenta? Cum să facem acum povestea? O simplificăm. Deci dacă mai spunem și numele concurentei, păi da, nouă ne place. Plus că eu am spus că țin cu grecoaica și nu cu concurenta, deci nici asta nu e. Așa, trebuie să rămână ca un mister. La tine toate rămân într-un mister, Georgiana. Tot dar nu timpul e bine ne să lași avem... în suspans, așa. Dar nu e bine să avem temă pentru acasă? Se termină emisiunea și da, ne doar gândim. Că vezi tu, cumva la mine bătrânețile își spun cuvântul și atunci eu până mâine uit. Și îmi pare rău că, uite, n-am savurat până la capăt o poveste. Uite, un indiciu. Voi n-ați vrea un indiciu? Nu vă interesează? Păi, un uite, indiciu mic. Cred că indiciul o să fie de la tine. Dă-mi o listă cu cele mai controversate concurente. Păi, dar de ce eu? De ce mă bagi pe mine? De ce mă întreb pe mine? Mai... Uite, să fac o listă, fetele. Cine da, îmi face lista? Stai, bate-mi palma, Andreea. Ele două? Și Alexandra? Nu, mai avem. Mai avem cine? Păi, dacă ne uităm așa, toate cred că sunt controversate. Inclusiv tu? Inclusiv eu, da. Da, dar mie îmi plac grecoaicele și nu m-aș certa cu ele. Despre ținută, îmi spune Iris. Georgiana, mi-a plăcut povestea. Eu m-am simțit. Dacă m-am simțit prea importantă, e problema mea. Mi se pare că îmi place cromatic foarte mult în primul rând și vine și bine. Mi se pare că asocierea dintre piese, în special între fustă și geacă, este nepotrivită cumva din punct de vedere a texturii. Fusta mi se pare prea subțire pentru geacă. Cu cămașa nu mă deranjează, însă cu fusta se întâmplă ceva. Poate ridici un pic cravata să văd care e situația acolo la terminație. Îmi place mult fusta cu cămașa. Îmi place cu cravata. N-aș fi scos totuși geaca, poate aș fi pus altceva în partea de jos. O pereche de pantaloni, nu m-aș fi dus pe blug neapărat, poate chiar piele, nu știu. Ghiozdanul, nu-l văd. Nu? Nu-mi place în context, nu-l văd neapărat. Poți să te deranjezi. Ia zi, ce te deranjează așa tare la el? Nu mă deranjează neapărat printul, îmi place ideea de print acolo plasată, dar el e urâțel, eu nu-l găsesc frumos. Nu-l găsesc cu fusta, din nou, repet, cu cizmele, mi se pare o căutare de asortare, dar nu e ce ar trebui să fie. Cercei cam
finuți, cam organici pentru ce se întâmplă cu geaca și cu coafiura dunga de pe buze. Grafic aia, ai grafic ceva și la ochi? Da. Cumva? Nu știu, zona de safari, de ceva cu printul de pe... Vreau de pe... să-mi explici un pic ca să văd dacă... Păi, eu deja și... știi povestea, că noi am mai vorbit așa de ținută, deci cumva știi despre ce e vorba și mi-am dorit să ies din zona mea de confort, mi-am dorit să vin cu o altă propunere, o altă variantă și m-am gândit că ele sunt destul de potrivite, având în vedere că eu am ales și geaca și botinele în context. De aceea, faptul că fusta e subțire, da, fusta e cu cămașa și ele două sunt împreună. Intenția e bună, se pare, mi se pare că e o problemă cu dozajul la tine. Adică, ba, vrei multe... Dar de fapt nu-ți plac piesele ție, pentru că dozaj, am accesorii, nu, am... Dar nu-mi plac asocierea dintre ele. Nu, piesele în sine sunt frumoase toate, inclusiv cercei, make-up îmi place cum îți vine, inclusiv șuvița aia acolo așa, uite, twist pe frunte. Dar, mi se, nu știu, vorba de dozaj, se creează aici elementul ăsta grafic, aici din nou, la buze din nou, cercei, vine cravata în jos, geaca, mi se pare, ți-am zis... M-a zăpăcut. Okay. Nu știu de ce să mă leg. Aș fi păstrat partea de sus. Mulțumesc, Iris. Salutate. Ascultăm jurizarea în ceea ce privește ținuta ta. Ce zice oracolul? Ce să mai... Nu mai zice nimic. Aștepta jurizarea, că sigur iese... Vezi? Aici puțin. Dacă mi-ai fi spus... Și mă salvai? Data viitoare, țin minte. Nici eu nu mai spun nimic, suspans. Bună! Georgiana, îmi plac poveștile tale la nebunie. Toate au un tâlc. Eu totuși cred că bănuiesc cine este concurent, dar nu vreau să zic. Că tot să zici că da că sau cârcă nu. Mârc. Că cârcă mârc și rămâne după aia că am zis eu, las-o așa. Așa ca și ținuta. Las-o așa. E de rău, nu-i așa? Simt eu că e de rău. Măi, ce caută cravata? Dar mi-a plăcut. Ce? Mi-a plăcut așa cum vine. De fapt, recunosc, e așa. Tot... Nu pot să scap de sacouri și de cămăși. Nu pot. Orice ținută, tot îmi vine să... Și cravata e de acolo și mi-a plăcut tare mult. Nu era inițial. Deci, inițial când am făcut ținuta, nu era cravata. Am simțit... Dar cum ai simțit tu cravata aia lângă ciocate? Lângă ghiozdanul ăla cu animal print? Lângă un biker, cravata la anumite contexte? It's ok. Da. Dar în tot contextul ăsta... Cu fusta aia din tergal, din indi, ce Dumnezeu este, cu cămeșeica aia. Cum ai simțit tu cravata? Ce caută cravata? Nu e nenorocit. Jacheta ar fi frumoasă. Ciocatele ar fi frumoase. Ghiozdanul e urât, da. Am înțeles. Desert Rose, etc. Cămașa ar fi frumoasă. Îmbinarea lor, mă, Georgiana... Of... Nu ne duce, nu rezultă. Zi-mi, te rog, cămașa asta a mai fost în platou zilele astea? Da, a avut-o una dintre colege, mi se pare că Jazz, a avut-o ieri sau alaltă. Ok. Dar este a mea, doar că din același magazin. Am o problemă cu grafismul la nivelul capului. Avem un grafism pe frunte, un grafism exagerat la nivelul ochilor, un grafism pe centrul buzelor și acești cercei care mie îmi dau ca niște brățări de acces la un festival. Așa arată în momentul ăsta. Prea mult, știi? Prea multă informație în zona asta pentru un cap mic, altfel desenat foarte cute cumva de acest coc pentru care tu ai optat. E prea interesantă combinația de elemente care toate arată bine separat, o să râzi. Ochii mi se par foarte interesanți, povestea de pe frunte mi se pare interesantă, dar trebuia la fel editată, trebuia să renunți la ceva ca să funcționeze. Eu aș fi renunțat la dunga de pe buze pentru că nu-i văd sensul, nu e atât de interesantă ținuta încât să susțină un element atât de outrageous, atât de scos din context. Să rămâi cu nude simplu. Să rămâi cu buze nude și ar fi funcționat în momentul respectiv. Nu mă nebunesc după cravată, nu știu de ce eu, dacă ar fi să înlocuiesc cravata asta, m-aș gândi mai degrabă la o eșarfă, la ceva mai safari, cumva legat în jurul gâtului, ori băgat în interiorul cămășii, ori chiar pur și simplu înodată, cum uneori mori să-și înnoadă eșarfele la gât, care sunt superbe, by the way, și ar putea fi o sursă de inspirație pentru voi. Altfel, mi se pare că e un look care, din punct de vedere cromatic, stă în picioare. Puiule, e jale. Nu, jale.
jale cu caps lock, nu? Poate să fie jale mică, medie sau mare. Asta e jale mare. Cerceia sunt de vama veche. Ar merge, sunt oricum oribili. Ar merge cel mult cu un macrame. Tu pe seară, după o hamsie, pe faleză, te pup cu un băiat și vine valul. Cel mult. Cerceia cu jachetă biker e maică mea. Jachetă, doamnelor, domnilor, dragi lăici, cetățeni, copii, bunici, cine vreți voi. Niciodată, istoric, jachetă biker cu rucsăcel e moartea. Moartea. Pune-l pe partea cealaltă. Dar jachetă biker cu acest rucsăcel care el și singur e moartea, avem de două ori moartea. Asocierea dintre rucsăcel și ciocate, inclusiv cromatic, e moartea. Ce caută o fustă gen, miu miu, gen, no, cu ciocate, rucsăcel, baicăriță, cravată de la Cireșica și cercei de vama veche? Și în tot contextul ăsta mi-a întrântit și o dungă pe buze neagră. Că ce? Pe cine mă căutați? Am vrut să fiu creativă, dar n-am fost. Dar tu ești superbă și povestea e divină, bravo, dragă. În seara asta nu. Din păcate, nu mai suntem în momentul în care o gamă cromatică să vă salveze. Nu ai stil. Îmi pare rău, Georgiana. Vorbește cu telespectatorii. Da. Îmi pare teribil de rău. Am nevoie de susținerea voastră. E tot ce mi-a mai rămas acum. Așa că votați 8 la 1220. Sad face. Se pare mie sau ai lacrimi în ochi? Da, mă întristează, nu mă întristează, mă înfurie teribil, pentru că am încredere în niște lucruri și am zile în care sunt în zona mea, scârție, ies din zona mea, scârție. Mă frustrează, deci e așa. Puiule, la fusta aia trebuia să pui t-shirt polo, foarte strâmt, crop top, da polo, ciorap sport, cu saboți, cu platformă de lemn și cu tocul foarte înalt și gros. Lăsai părul, scoteai ororile alea de cercei, luai o geantă comme il faut și plecai în lume. Ideal ar fi fost, exact, ideal ar fi fost ca la bejurile astea și dacă făceai lucrul ăla tip miu miu, ideal ar fi fost ca geanta să aibă o culoare, stronța, să fie ceva, nu știu, roșu. De ce nu?